ne conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Și 24 de minute. Acum ascultați emisiunea Dimineți Împreună. Suntem live și pe pagina de Facebook, așadar îi salutăm și pe toți cei care ne urmăresc în acest moment în transmisiune directă. Așa cum spuneam și în titlurile ediției de astăzi, ne dorim să aflăm mai multe informații, detalii, de ce nu experiențe împărtășite cu invitatul nostru de astăzi. Este vorba de preasfințitul Petru Stescu, episcop auxiliar de Iași, care a fost în mai multe vizite pastorale la diferite comunități de români din Italia, dar și la preoții români care activează acolo, fie la comunități de români, fie la comunități de italieni. Mă bucur să vă salut din nou alături de noi. Lăudați să fie Iisus și bun venit, preasfințite! Bun găsit din nou la emisiunea dumneavoastră! Mai ieri vorbeam despre vizitele pe care le-ați făcut în alte zone, vizite pastorale de asemenea. De această dată drumul v-a dus până în Italia. Cu ce ocazie, care au fost gândurile cu care ați plecat la drum? Da, faptul că a fost pandemia și un pic imposibilitatea de a ne întâlni cu preoții din dieceza noastră care lucrează în Italia, cu acordul preasfințitului Iosif, care a rămas să facă catehezile pentru timpul postului mare, ne-am hotărât să vizităm preoții și credincioșii de data aceasta din Italia. Dacă în vizita trecută în Austria și Germania am vizitat preoții care lucrează pentru comunitățile din Austria și Germania, știu plusul și satisfacția mai mare acestei vizite a fost faptul că, dincolo de preoți care lucrează în comunitățile italiene, am găsit și comunități destul de frumoase de credincioși care sunt un adevărat model pentru italieni în trăirea credinței și mărturisirea ei. Și care cu siguranță abia așteptau vizita episcopului, pentru că în toată această perioadă de pandemie nu au putut avea loc astfel de întâlniri. Da, efectiv, a fost așteptată această vizită și am trăit momente de comuniune extraordinară și atât credincioșii cât și preoții și-au manifestat bucuria de a ne fi întâlnit, pentru că, într-adevăr, comuniunea dă putere, dă forță și când suntem împreună, suntem mai puternici. Care a fost traseul, care a fost periplul pe care l-ați realizat în zilele petrecute în Italia? Dar avantajul a fost că am mers cu părintele Mihai Budău cu mașina și atunci ne-am putut opri în diferite comunități. A fost un adevărat maraton pentru că am început din nordul Italiei, din Schio, apoi am mers la Verona, la Alba, Tortona, Torino, Cremona, Padova, Parma, Prato, Roma cu cele trei comunități la Dispoli și Grottecelone și apoi la întoarcere ne-am oprit la dieceza de Pesaro și acolo am găsit 6 preoți care au comunități de italieni unde lucrează. Comunitatea de români de aici de la Pesaro este mai micuță, este acum în formare. Am înțeles. Dacă să ne referim la nordul Italiei, cum i-ați întâlnit pe credincioșii de acolo? Ce experiență ne puteți împărtăși? Pentru mine a fost o surpriză extraordinar de plăcută, pentru că fiind vorba de zile obișnuite când știm că românii sunt la muncă, am fost nevoit să celebrăm Sfânta Liturghie seara la ora 7:30-8. Ei, în mod obișnuit, se adună duminica pentru a celebra Sfânta Liturghie în limba română. Sigur, era un pic de îndoială, ori veni după o zi de muncă și o retârzie. Am rămas peste măsură de surprins, pentru că, de exemplu, la Schio am întâlnit joi seara, deci o zi obișnuită de muncă, la ora 7:30 seara, aproape 150 de credincioși. La Verona ne-am adunat pentru Calea Sfintei Cruci a doua zi vineri, 170 de credincioși. Deci participare foarte numeroasă, neașteptat de mare și, într-adevăr, au fost momente așa de împărtășiri și mărturii foarte frumoase. Nu mai spun bucuria de a întâlni foști colegi de clasă, alți credincioși pe care am întâlnit în comunitățile din Bacău sau Iași sau pe unde am mai umblat. Și sigur că aceste întâlniri au fost emoționante și foarte, foarte plăcute. Cum a fost la Torino, o comunitate destul de mare și numeroasă? Cred că cea din comunitatea din Torino este cea mai mare comunitate de catolici din Italia și acolo am avut două liturghii dimineață la ora 9, duminica.
unde a fost și liturghia specială pentru cei care vor primi mirul anul acesta, pentru că sunt un număr mare și se poate participa și rudele. Va fi administrat mirul în două duminici, 15 mai și respectiv 22 mai. Deci am avut numai candidați 140. Apoi frazelor, părinți, rudii, credincioși, deci biserica plină. La fel de frumos a fost liturghia de la ora 11, liturghia comunității, la care, iarăși la fel, biserica pentru timp de pandemie a fost mai mult decât se putea admite și, într-adevăr, au cântat cu însuflețire, au fost o liturghie extraordinar de frumoasă, trăită așa într-un mod deosebit, cântările animate de corul credincioșilor care s-au pregătit. Deci, trăiri extraordinar de frumoase. Cu alte cuvinte, vă așteaptă să vă întoarceți pentru administrarea mirului. Atunci o să vedem, este și preasfințitul Iosif, vedem cine, cum organizăm programul, că nu am decis, dar dacă este, mă întorc cu plăcere. Cum a fost la Cremona, la Padova? Da, Cremona și Padova sunt două comunități un pic mai micuți cu privire la activitatea preoților români, dar la fel, fiind o comunitate mică, chiar la Cremona, părintele ne spunea, zice, fiind ții de lucru, comunitatea nu este prea mare, pentru că mulți din cauza pandemiei s-au întors acasă, vor fi 10-20 de credincioși, spunea el, mă nu știu dacă a vrut așa să-mi creze momente așa de surpriză, dar m-am mirat pentru că au fost, cred că 80 de credincioși îmbrăcați în costume naționale, cu primirea tradițională, cu pâine și sare, chiar a fost așa o surpriză neașteptată. La fel la Padova, ținând cont de faptul că este și Marele Sanctuar al Sfântului Anton de Padova, care adună foarte mulți credincioși și cunoscut în întreaga lume, comunitatea acum este în formare pentru că s-a schimbat locația, este într-un alt loc și acolo au fost 50 de credincioși, dar cred că ușor-ușor și această comunitate va deveni o comunitate destul de reprezentativă, pentru că sunt credincioși și ușor se vor obișnui și cu noua locație. Până să ajungeți în Cetatea Eternă, ați mai spus, ați fost la Parma și la Prato. Bănuiesc alte două comunități la fel de bucuroase că v-au primit. Da, foarte interesant, la Parma, credincioșii de acolo s-au organizat singuri, s-au mobilizat, s-au adunat, au profitat că în zonă era un călugăr capucin din România care le mai celebra din când în când Sfânta Liturghie și atunci au cerut să vină un reprezentant al episcopiei în ideea de a vorbi cu preasfințitul de la Parma pentru ca să putem trimite un preot care să lucreze într-o parohie italiană și odată pe lună, pe săptămână, să celebreze Sfânta Liturghie pentru români. Cred că sunt un 60-70 de credincioși deocamdată adunați, dar dacă va fi și preotul, cu siguranță comunitatea va crește. La Prato, la fel, părintele lucrează pentru comunitatea de italieni, dar își găsește timp și este un preot plin de inițiativă. Chiar a organizat și un transport pentru refugiații din Ucraina și am întâlnit o comunitate vie, 50-60 de credincioși, așa, destul de activ și destul de bucuroși de întâlnirea pe care am avut-o. Într-adevăr, îl mai avem la microfonul RCI, să avem pe părintele Gabriel de acolo și ne mai povestește despre activitățile pe care le realizează. Ajungând la Roma, de asemenea, o comunitate destul de mare, bine, sunt cele trei comunități din centrul Romei, San Vitale, Grote Celone, dar și la Dispoli, dar tot timpul Cetatea Eternă a avut mulți români care fie lucrau acolo, fie studiau acolo. Cum a fost la Roma? Da, putem spune că Roma a fost așa punctul culminant pentru că este Cetatea Eternă. Am avut bucuria să merg să vizitez mormântul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea. Apoi este vorba de patronul Sfântul Petru, mormântul Sfântului Petru. Dar poate așa un farmec deosebit are această comunitate pentru că este Părintele Isidor Iacovici, care de 18 ani face majoratul anul acesta, de când este la Roma, lucrează cu un suflet extraordinar de mare, are un fel de a fi care adună lumea și mai ales adună preoți. Aici este noutatea așa deosebită, că din totdeauna acolo au fost preoți care studiază, fie din dieceza de Iași, fie din dieceza de București, fie de la Franciscani, fie de la Carmelitan, fie de la Capucini. Și părintele este un adevărat tată pentru toți. Știi să-i aduni frumos, împreună îi programează să celebreze Sfintele Liturghii, să aibă posibilitatea să
administrezi sacramentul reconcilierii, apoi îi adună la o masă împreună fraternă și m-am bucurat de prezența. Sunt acum încă și 3 preoți care lucrează în secretariatul de stat la Vatican. Mai este și monsignorul Anton Lucaș care a lucrat la Radio Vatican. Deci a fost o întâlnire pe cât de frumoasă cu credincioși și pe atât de frumoasă și cu preoții. Și bănuiesc că și acolo pregătirile sunt întoi pentru sărbătorile pascale. Bineînțeles, și tocmai pregătirile constă în primul rând în partea și pregătirea sufletească și de aceea am văzut și comunitatea din Grotecelone și la Dispoli și în San Vitale, mereu sunt preoți care stau la confesionale și așteaptă credincioși, adică mari binecuvântare să ai 2 preoți la spovezi care să poată să administreze acest sacrament al milostivirii și credincioșii să nu fie nevoie să aștepte înainte sau după Sfânta Liturghie sau să vină încă o dată special numai pentru spovadă. Mai ales că și din experiență pot spune, dar și din experiența multora care ne-au vorbit chiar și la RCSFM, sărbătorile mari, Paștele, Crăciunul, se trăiesc altfel în comunitatea română, referindu-mă la român, dar cu siguranță fiecare țară poate spune același lucru, pentru că dacă în mod obișnuit, poate într-o duminică obișnuită, pot participa și la Sfintele Liturghiei în limba italiană, Paștele, Crăciunul se trăiește altfel. Este foarte adevărat și românii au păstrat cu ei credința pe care au primit-o aici în familie, pe care au trăit-o în comunitățile noastre și, apropo de imigranți, pentru noi este un lucru extraordinar pentru că privim așa uneori cu un sentiment negativ și cu fel de regret că trebuie să plece, dar eu zic că ar trebui văzut o parte pozitivă. Cei care merg, duc cu ei acest mare tezaur al credinței. Ori eu am întâlnit acolo adevărați misionari, misionare, care, pe lângă faptul că se îngrijesc de o persoană în vârstă sau bolnavă, ei se îngrijesc de sufletul lor. Au fost persoane descurajate, persoane care nu au mai mers de mult timp la biserică, care și-au pierdut credința. Și persoanele din România care au avut această misiune de a se îngriji de bolnavi sau de bătrâni, au avut această nobilă misiune de a se îngriji de sufletele lor și au făcut-o cu toată deschiderea și au făcut-o ca o responsabilitate a faptului că ei sunt creștini și darul credinței nu trebuie ținut ascuns, trebuie împărtășit. Deci am găsit și mărturii extraordinar de frumoase, adevărați misionari care sunt în Italia. Cu privire la trăirea sărbătorilor așa în comunitate, românii știu foarte frumos să se adune și să pună mână de la mână și să facă acolo, chiar la San Vitale a fost o adevărată sărbătoare cu sarmale, cu apia litrii, exact cum spiritul de aici românesc, îmbrăcați în costume naționale. Adică ce frumos este când iei ceea ce este bun și frumos și duci în altă parte și de acolo sigur ești că acolo sunt lucruri frumoase, sunt lucruri bune care pot fi împrumutate și apoi aduse la noi în România. Și eu sunt sigur că acestea au funcționat și funcționează mai departe. Și mai mult decât atât, cum m-a amintit și Sfinția voastră, sunt un exemplu și pentru comunitățile de italieni. Reînsuflețesc poate de multe ori comunitățile de italieni, văzându-i cum participă la Calea Sfintei Cruci, la diferite devoțiuni care erau trăite aici în țară și continuă să participe la ele și în străinătate, dau un exemplu bun și în acest sens. Da, surprinzător este faptul că sunt italieni care, chiar dacă nu înțeleg foarte bine limba română, preferă să participe la liturghiile în limba română, pentru că sunt animati, sunt creștinii care cântă cu toată însuflețirea. Chiar la Torino este sacristanul de acolo care a învățat limba română numai de dragul de a participa la liturghiile noastre. Iar cu privire la bucuria de a trăi sărbătoarea Crăciunului, a Paștelui și nu numai în limba română, este extraordinar de vizibil. Am întâlnit o doamnă doctor care mi-a spus: părinte, am terminat facultatea în Italia, lucrez mai mulți ani în Italia, pentru ca să ajung la liturghia în limba română fac 50 de kilometri. Vă dați seama că îmi este comod să merg la biserica de lângă locuința mea, împreună cu copii, dar nu vă dați seama ce trăiesc eu când particip la liturghia în limba română, când cânt acele cântece pe care le știu de acasă. Pentru mine este extraordinar și merit acest efort și fac tot posibilul ca odată pe lună să particip la liturghia în limba română.
Și apoi cred și acest lucru de a da mai departe copiilor și de a păstra vie legătura cu țara de origine, cu tradițiile pe care poate părinții le țineau când erau mici, este important, pentru că la fel acești tineri care sau adolescenți care urmează a fi miruiți ar fi putut să se înscrie la parohiile italienești pentru a primi sacramentul mirului, dar părinții au ales să facă acest lucru în comunitatea de români. Da, pentru ei este frumos, pentru că la școală, la grădiniță învață și vorbesc limba italiană, acasă vorbesc limba română și ei, fără să-și dea seama, fără efort, ei vorbesc doar două limbi. Ori a ști încă o limbă înseamnă să fii încă o dată om, spunea cineva. Și este o îmbogățire frumoasă. Apoi nu mai spunem că ei vin acasă și trebuie să comunice cu bunice. Vă dați seama ce greu este când nu ar ști limba română și săracii bunici nu s-ar putea înțelege cu nepoții lor. De aceea este o binecuvântare că citesc lecturile în limba română, cânt în limba română și zic eu că este o bucurie și este o îmbogățire. Deci cumva și participarea la Sfintele Liturghie în limba română păstrează vie legătura cu rădăcinile. Spuneați că ați vizitat și Pesaro, aici în mod deosebit pe preoții care slujesc acolo. Da, de admirat fostul meu părinte rector Alois Fechet, 75 de ani, domnule, este de admirat cum lucrează ca un paroc la 40 de ani. Are o comunitate cu filiali, merge în dreapta, în stânga, până Chelaru Pavel, la fel, are peste 60 de ani. Sunt și alți preoți care lucrează de câțiva ani, unul este chiar și încardinat acolo. Am avut bucuria să vorbesc și cu preasfințitul de acolo, care în scurt timp va fi înlocuit, pentru că are vârsta respectabilă de 75 de ani și a cerut să fie eliberat de această misiune. A vorbit în cuvinte extraordinare la superlativ de bunătatea, de bunăvoința, de adaptarea preoților români la pastorația din Italia. Și le-a credințat parohii mari, cu mare responsabilitate, pentru că au spus, pentru mine sunt un ajutor extraordinar și nu am cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu și episcopul Iosif și episcopul Petru, care a fost înainte, care mi-a trimis acești preoți minunați. Sunt adevărate comori. Da, îți crește inima când auzi asemenea aprecieri din partea episcopilor, pentru că rămâne totuși un efort. Eu sunt conștient de faptul că schimbi țara, schimbi cultura, schimbi limba, sunt niște eforturi care trebuie să le faci ca să te adaptezi. Ori iată că numai că s-au adaptat, dar lucrează foarte frumos și sunt de admirat. Pentru că până la urmă sunt, îi putem numi preoți misionari, nu? E adevărat, nu sunt în locuri unde pentru prima dată poate le vorbesc credincioșilor despre Hristos, despre Evanghelie, dar fiind plecați din țara natală, fac acest lucru, această slujire pentru comunitățile de acolo. Da, eu mă bucur că există atâta deschidere și sunt preoți vrednici cu adevărat, capabili de asemenea sacrificii. Pentru că dacă ne gândim la istoria noastră locală, cu 150, 200, 300 ani în urmă, au venit preoți misionari din Polonia, din Italia, din Franța, din Germania și au lucrat aici la noi în dieceză. Și iată ce frumos parcă e principiul vaselor comunicante. Când într-o parte sunt mai mulți preoți, merg unde nu sunt și mereu există acest echilibru pentru ca să nu lipsească grija spirituală pentru credincioși. La întoarcere din aceste comunități, din acest drum, povesteam chiar și la începutul activității Sfinției voastre ca episcop auxiliar și cumva era această dorință de a-l ajuta, nu-i așa, pe preasfințitul Iosif Păuleț și cu diaspora, pentru că avem o dieceză mare aici, avem o dieceză mare în toată lumea, pentru că sunt mulți români plecați în străinătate. Ați simțit și mai mult această nevoie de a-i ține aproape, de a menține tot timpul legătura cu românii plecați în străinătate, cu preoții pe care avem în străinătate? Este cu siguranță o necesitate, pentru că preoții de acolo nu duc lipsă de strictul necesar pentru o viață demnă, decentă, dar este important când se ține legătura cu baza, cu rădăcina, de acolo unde au plecat. Nu toți sunt încardinați ca să lucreze în dieceza respectivă. Sunt preoți fidei Domnului, numim noi, și lucrează pentru o perioadă de timp.
dar când păstorul, că este episcopul Iosif, că este episcopul Petru, care a fost de multe ori episcopul Aurel, arhiepiscopul de București, sau eu, întotdeauna ei știu să se bucure și am simțit această bucurie extraordinară prin faptul că n-au contenit să mulțumească la plecare și apoi chiar la întoarcere, mereu, la telefon, ne-am auzit iarăși de nou recunoștință reciprocă pentru momentele frumoase pe care le-am trăit și pentru care credincioșii s-au bucurat extraordinar, pentru că această comuniune ne face să ne simțim mai puternici când suntem o familie, o familie care orice întâlnire, când cineva lipsește perioada de timp, aduce bucurii când ne reîntâlnim. Cu siguranță și vor mai urma, fără îndoială, astfel de întâlniri. Ați întâlnit și ascultători RCS FM dintre românii cu care v-ați întâlnit? Suntem ascultați în străinătate? Bineînțeles, nu scăpați. Nu scăpați, când sunt emisiuni frumoase și chiar le hrănesc sufletele aceste emisiuni deosebite și chiar au fost apreciate pentru că sunt pe înțelesul lor. Sunt emisiuni care se adresează direct inimii sufletului și cu aceste mijloace de comunicare, iată, avem posibilitatea de a ne face auziți și este iarăși o îmbogățire, este o hrană sufletească care alimentează viața lor spirituală. Și ne bucurăm pentru acest lucru. Ne bucurăm ori de câte ori preoții noștri, episcopii noștri transmit mesajul lor și românilor de peste hotare și în același timp ori de câte ori avem invitați români de peste hotare sau preoți care păstoresc astfel de comunități și care ne mai împărtășesc din ce se întâmplă, tocmai pentru a menține această legătură, mai ales acum, în timpul pandemiei. Adevărat, restricțiile sunt mai puține acum, dar încă suntem la distanță. Un gând final așadar cu care v-ați întors sau cu care poate i-ați lăsat pe cei de acolo sau așa, un gând și pentru ascultătorii noștri. Da, vreau să le spun că aici în România, în Moldova noastră, avem niște comori extraordinare. Avem comoara credinței, un dar de neprețuit, cu care noi am fost binecuvântați din familiile noastre, apoi cu ajutorul preoților, noi preoții cu ajutorul profesorilor de la seminar și mă bucur să găsesc faptul că este atât de apreciată formarea noastră ca preoți în seminarul din Iași și atât episcopii de acolo, cât și credincioșii români și italieni sunt deosebit de recunoscători. Sigur, am rămas cu această bucurie de a fi întâlnit oameni vrednici, oameni care își mărturisesc credința, care o trăiesc într-un mod deosebit și vă dați seama când de la într-o biserică după Sfânta Liturghie ies 200 de persoane, 300 de persoane, străzile sunt pline. Ce sunt? Ce sunt cu acești oameni? De unde vin? Vin de la biserică. Sunt oameni care își trăiesc credința. Vezi seninătatea pe fața lor, vezi lumina vieții lor, vezi că sunt generoși, sunt caritabili, participă, au făcut colecte pentru refugiați în Ucraina, sunt sensibili la necesitățile și diecezii noastre și solidarizează cu anumite proiecte care sunt caritativi din dieceza noastră. Și toate acestea, sigur că ne umple sufletul de mulțumire și i-am invitat când se întorc în țară să ne reîntâlnim la Iași. Cu altă ocazie, când mergem de aici, de noi vom vizita și sigur că așa viața este mai plină de lumină și de speranță. Preasfințite, noi vă dorim mult har de la Domnul, multă sănătate, atât sfinției voastre cât și la Sfințitului Iosif Paulet, tocmai pentru ca toate aceste activități pastorale să le realizați cu multă, multă bucurie, cu multă seninătate, pentru că sunt de un real folos pentru noi toți, pentru credincioșii diecezei de Iași, fie că ne aflăm aici, fie că ne aflăm peste hotare. Și mulțumim mult că ați ales să împărtășiți și cu noi din experiențele Sfinției voastre. Cu mare bucurie și cu plăcere și de altă dată și eu la fel mă bucur că împreună cu Preasfințitul Iosif suntem o echipă și întotdeauna când sunt anumite lucruri de rezolvat, noi le analizăm, le cântărim și găsim soluția cea mai potrivită pentru binele credincioșilor și pentru slava lui Dumnezeu. Așa să fie întotdeauna. Mulțumim mult. Îi mulțumim invitatului nostru de la această oră. A fost alături de noi Preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași. RCIS FM, radioul sufletului tău.